Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Scorpion. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-17 octombrie 2020, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Haideți să vedem. Scorpion, 1-17 octombrie 2020, ce vă așteaptă pe cei din Zodia Scorpion în perioada 1-17 octombrie 2020? Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Scorpion în perioada 1-17 octombrie 2020? Multă incertitudine. Legată de un nou început. Legată de o ofertă. O relație secretă văd aici. Okidoki. Haideți să vedem. Cineva aici urmărește în secret să facă un cadou chiar cuiva. Chiar va mai mult o cerere în căsătorie. O să facem și clarificarea. Cineva vrea să facă o surpriză aici, un cadou. Dar nu știe dacă soluția asta de a face cadou ăsta e incertă dacă va funcționa, dacă va aduce împăcare. Cineva vrea să facă o vizită, un drum, iar nu știe dacă drumul ăsta sau vizita, dacă îi se va da drumul la ușă. Nu știe, persoana asta nu știe dacă îi se va da drumul la ușă. Este o persoană care ar risca totul să se împace cu persoana iubită, dar nu știe dacă persoana iubită îi mai dă drumul la ușă. Haideți să vedem. Clarificarea cărților de pe masă pentru Zodia Scorpion. Perioada 1-17 octombrie 2020. Clarificarea cărților de pe masă. Clar, cineva urmărește. Clarificarea cărților de pe masă pentru Zodia Scorpion. Perioada 1-17 octombrie 2020. Ofertă. Dar erau mai multe oferte acolo. Exact! Așa am pornit și la baza etalării. Cineva se gândește în secret la persoana iubită și vrea să-i facă un cadou. Poate fi o persoană din Zodia Leu sau poate fi o persoană din Zodia Gemeni. Mai văd ca și Zodia aici. O secundă. Poate fi cineva din Vărsător. Vedem pe mai departe. Este o persoană care, special dacă sunteți domni, este o persoană pe care o vedeți ca și material de căsătorie. Vreți să faceți un cadou unei persoane pentru a vă împăca cu această doamnă. Însă nu sunteți siguri dacă soluția asta, practic, cum va reacționa persoana respectivă. Voi vreți să luptați, indiferent cine vrea să lupte aici, vrea să lupte pentru împăcarea asta. Dar nu știe reacția celelalte persoane. Pentru că aici cineva este incert dacă îi se va accepta oferta de împăcare și îi se vor accepta scuzele. Pentru că atunci când vine vorba de sănătate, cineva aici este bolnav, suferă, este în depresie. Iar cineva, mai mult de atât, cealaltă persoană care a fost rănită aici, este ca și cum nu prea vrea să accepte, pentru că a fost foarte rănit sau rănită în trecut. Iar, exact, aici se dorește un nou început în dragoste. Un nou început și vizita asta se face cu dragoste. Numai că aici este problema, aici este problema, persoana cu care aveți de-a face și poate fi din Leu Berbec Săgetător, cândva a fost o persoană serioasă și cândva v-a iubit foarte mult. Dar văd că persoana asta, voi ați avut energia asta în trecut, iar persoana asta așa arată acum. Cred că vă va răspunde cu aceeași monedă sau nu vă va răspunde deloc.
Dar dacă încă cineva aici are energia asta, și o să facem clarificarea în continuare, tocmai de-aia nici nu este acceptată de cealaltă persoană, pentru că nu mai are încredere în jocul ăsta mizerabil. Da. Cineva aici, în secret, nu vrea. În secret, în trecut, nu s-a deplasat, doar a urmărit persoana. Poate fi un admirator secret, într-un cuvânt. Pentru că știa că toată împăcarea asta și dorința asta de împăcare va crea un conflict. Pentru că cineva aici mai era implicat într-o altă relație, care încheie orice capitol. Taur, Fecioară, Capricorn. Iar persoana asta care vrea să se împace aici are regrete și remușcări pentru ce a făcut în trecut. Și este sigur sau sigură că va primi refuz. Această ofertă vine cu foarte multă comunicare. Foarte multă comunicare. Însă, cineva aici, clar, este ca și cum cineva, cineva aici în trecut a făcut mari probleme, mari porcării, mari prostii. Iar cineva aici, acum când e bolnav, se duce către persoana iubită, că era singura care știa să aibă grijă de el sau de ea. După ce a hoinărit, după ce a băut, după ce s-a distrat, acum se duce către persoana iubită pe care a părăsit-o doar pentru că celelalte opțiuni nu stau să discute despre... De asta lângă patul tău când ești bolnav sau bolnavă. Cam așa ceva. Și își dă seama că își iubește persoana iubită? Pe bune? Adică mă revolt la o asemenea etalare. Mă revolt. Pentru că aici este cineva care vrea să câștige atenția celuilalt. Și mi se pare corect. Pentru că cealaltă persoană a încheiat acest capitol. Adică cealaltă persoană care a fost aici părăsită a avut grijă de cealaltă persoană. Când a fost bolnav, când a fost bolnavă, când a avut nevoie de finanțe, energie, atenție și așa mai departe. Persoana asta s-a dus și a explorat opțiunile, a văzut că nimeni nu stă lângă patul lui sau lângă patul ei, nimeni nu are grijă de el sau de ea. Și când a luginit, persoana asta se întoarce la persoana iubită. Pe bune? Deci deja mă revolt eu pentru voi. Ok. Iar persoana asta e posibil chiar să fi fost părăsită de cealaltă opțiune cu care s-a dus. Pentru că și-a dat seama că acolo sunt foarte multe certuri și nu se rezistă. Clar, persoana asta își dorește un nou început și lasă în urmă o relație pentru a se împăca cu cineva aici. Și-a învățat lecțiile, și-a învățat lecțiile bine de tot și le-a învățat persoana asta. Și vrea acum să-și asume responsabilitatea către relația asta. Cu voi sau voi cu persoana iubită. Se face un drum. Cineva spune, vreau să mă implic acum. Iar cealaltă persoană spune, nu mă interesează, eu îmi văd de drumul meu și mă ocup de cariera mea, de lucrurile care mă interesează pe mine. Nu mă mai implic în porcăria asta. În teatrul ăsta. Exact. Este vorba de o persoană care regretă enorm după cineva din trecut. Pentru că a existat o infidelitate, pentru că a ales o a treia persoană. Pentru bani. Pentru bani. Și acum vrea o ofertă. Deci cineva și-a bătut joc de persoana voastră iubită? Sau dacă voi ați făcut asta, cineva și-a bătut joc de voi? Dacă ați părăsit persoana iubită. Cineva a zis, uite, uite, facem o afacere împreună, uite ce ofertă îți dau. Și cealaltă persoană s-a dus cu degetul în gură. Și acum se manifestă plecare, nu mai are unde să se întoarcă. Are claritate că a avut ceva, o bază solidă. Dar unde se mai poate întoarce la baza aia solidă? Pentru că a ales altceva. Și acel altceva i-a dat cu șutul. Bun. Mai vreau să fac o clarificare. Aici e moartea, clar. Poate că cineva aici, între timp, în timpul ăsta, cât s-a suferit, a pierdut și o sarcină. Poate a fost un avort spontan. Cineva aici a plâns până a pierdut o sarcină. S-a stresat și n-a mâncat și n-a dormit. Și mi se pare oribil ce se întâmplă aici. Ok, vreau să fac o clarificare pentru cavalerul ăsta de bâte. Cavalerul de bâte a fost un împărat foarte narcisist. A fost o persoană care a crezut că are lumea la picioare și că se poate întoarce acasă oricând vrea el sau ea. Cavalerul de bâte.
Cavalerul de bute. Da, da, persoana asta a jonglat nu două energii. Haideți să ne uităm. 7 de cupe cu 2 de pentacule. A jonglat multe energii în secret. Ok? Și și-a dorit, dacă este din rac pe scorpion, și-a dorit să fie singur. Sau poate a fost cu o femeie din rac pe scorpion. Și acum a realizat că iubește aici. Ok? Că iubește persoana pe care a părăsit-o. Poate voi ați făcut asta sau persoana iubită. Bun, atât am avut și pentru voi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă pup, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.